Cartierul Banovița este în plin proces de modernizare și reabilitare, iar astăzi a început turnarea ultimului strat de asfalt pe calea Cernețiului. Este vorba despre artera care face legătura între drobeta Turnu Severin și localitatea Cerneții, reabilitată pe fonduri europene nerambursabile. Bine, o terminăm? Da? Cum lucrează oamenii pe cărtura asta? Le-ați dat și lor o apă, le-ați dat și lor... Da? Trebuie să și lucrăm, dar să avem și pe da. Când deja aici avem 6 de grade, 7 de grade la zi. Bun, acum de 5 minute, da? Se mai răcește. Da, deci terminăm, în 2 zile terminăm. Da? De, să zicem, azi e luni. Cel târziu de joi ar fi să cel normal. Dar în afară de podul ăla, de lucru, avem vreo situație la pod. În această zonă au existat grave probleme în ceea ce privește infrastructura drumurilor și căilor de acces a zonei pietonale și de agrement. Asfaltarea acestei străzi este o investiție importantă pentru locuitorii zonei, pe care o așteptau de peste 20 de ani. Vorbim de calea Cernețiului, o arteră destul de importantă pentru municipiul nostru, face legătura între municipiul Drobeta Turnu Severin și localitatea Cerneți. Este în acest moment lucrarea la ultimul strat, cel târziu joi, dacă nu poate chiar de miercuri seara, ea este funcțională cap-coadă, cu excepția unui pod la care lucrăm în momentul acesta și credem noi că maxim în 2 săptămâni va fi gata și acest pod. E o lucrare de aproximativ 11 milioane, a prins și zona Parcului Gărzilor Patriotice, pe care știți și dumneavoastră că am mai filmat acolo, reabilitarea aleilor din parc, a străzii care duce către fosta fabrică de lapte și fosta fabrică de pâine. Încercăm să ieșim din această zonă, lucrăm și la strada Banovița, care se află în spatele meu. E un proiect pe fonduri europene, ca și acesta. Calea Cernețiului este tot pe fonduri europene, să spunem asta telespectatorilor. Fondurile europene reprezintă pentru noi, pentru municipiu, pentru comunitate, un pilon extrem de important. Sunt bani europeni gratis pe care trebuie să-i luăm și să-i cheltuim. Va arăta foarte bine calea Cernețiului pe bani europeni. Un lucru bun pentru noi toți. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a acordat o atenție sporită tuturor cartierelor din municipiul nostru, iar atragerea de fonduri europene a fost una din principalele obiective din mandatul său prin care a încercat să dezvolte orașul. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii ani, iar acum cetățenii de aici vor avea parte de un cartier modernizat și reabilitat.